Imitatio Christi, cartea a treia, capitolul 29. Dumnezeu trebuie chemat între ajutor și binecuvântat în toate clipele de cumpănă. Fie numele Tău binecuvântat în viac, Doamne, pentru că ai vrut să mă încerci prin această ispită. Dacă nu pot fugi de ea, pot și trebuie să fug la Tine după ajutor, ca răul să fie întors în bine. Doamne, iată, trec prin clipe de amărăciune și inimii mele nu este bine. Mă zbat din greu sub pintenul de foc al patimirele. Ce aș putea să spun acum, părintele meu iubit? Sunt prins la strâmtorare ca într-un clește. Izbăvește-mă de ceasul acesta. Dar pentru aceasta am venit în ceasul acesta, ca Tu să fii lăudat, eu să fiu umilit și prin harul Tău izbăvit. Îndură-Te, Doamne, și izbăvește-mă, că sunt neajutorat și sărac. Pe unde s-o apuc fără Tine? Dă-mi, Doamne, răbdare și de asta dată. Ajută-mă, Dumnezeul meu, și nu mă voi teme de nimic, oricât de mari ar fi poverile și jugul care mă apasă. Și ce aș mai putea spune în această împrejurare? Doamne, facă-se voia Ta. Pe drept mă aflu trecut prin încercări și prin amărăciune. Într-adevăr, mi se cade să îndur, măcar de a-și îndura cu răbdare, până când acest vifor rău va trece și cerul se va însenina din nou. Puternică și prea puternică e mâna Ta. Ea poate lua de la mine până și pacostea acestei ispite. Îi poate domoli puterea să nu cad, așa cum și mai înainte ai făcut, Dumnezeul meu atât de bun și milostiv cu mine. Cu cât mie mi-e mai grea, cu atât îți este ție mai ușoară schimbarea dreptei celui prea înalt.